Aseară ne-a prins o mare ploaie. În față se poate observa un colibri și un bundar. Ne-a prins o mare ploaie și nu am putut să o fentăm. N-am găsit niciun mijloc de transport de întoarcere și singura variantă a fost să mergem prin ploaie, pentru că nu se oprea. Am stat vreo oră jumate, eram flashcă. Și până la urmă am mers câte puțin până ne-am întors flashcă total. Azi nu prea pare destul de interesant cerul, dar bine, este și ora 8 dimineața. Foarte interesant locul, doar că nu prea am putut să-l savurăm din cauza că nu a fost soare. Încercăm să schimbăm niște euro. Stația de bus. Portul Caraca, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Caracas. No, Porto de la Cruz. Oh, Porto de la Cruz. Sí. Anda, anda, ¿a qué hora sale? Ahorita a las 9. A las 9. Schimbăm 100 de euro. De un an de zile au tăiat 6 zerouri, dar pentru 100 de euro tot sunt o grămadă de bani. Ăștia sunt 100 de euro. Deci asta înseamnă 2 dolari, 10 lei. Pornim spre Barcelona și Porto de la Cruz. Am cumpărat apă, apa nu este sigilată, este doar apă de la biuvetă care costă, într-o sticlă, care costă 4 lei. 4 lei apa mare sau 5 bolivare apa mică, viața mea. Torta dulce. Un leu bucata. Rio Orinoco. Bolivar până în Porto de la Cruz, Barcelona, 15 dolari de om pentru 300 de kilometri. Încă avem hainele ude de aseară. Cel mai bun mod de a le usca este să le pui fix unde este această draperie, pentru că bate aerul. La hotelul unde am stat, proprietarul ne-a spus că a avut un grup de medici cubanezi și primul lucru care l-au cerut a fost carne. Aveți carne? Pentru că în Cuba nu prea se găsea în acea perioadă. Am intrat în El Tigre. Unica esa. Jeep, Chrysler, Dodge, Banzai, Global Car.
poate sunt dolari. Eu îți dau în tome 15. Poate sunt dolari. Dolari, da. Uite, sunt dolari în stânga. Da, adetea și 10 dolari. Găsește ce vrei bani să ai. Zona de pepeni. Coca-Cola 2 litri, 55 de bolivari. 55 de bolivari înseamnă 2 dolari și 10. 10 lei 50. Și-a luat box. N-am folosit banca, n-am scos deloc bani. Ca ajuns sau ceva? Pepeni. Mercatul campesin. Era pe vremuri. Wow, ce-ar fi mers niște miere sau alune. Până acum nu prea am văzut foarte multe gunoaie, adică e destul de curat pe străzi. Caju. Caju. Și mango. În sfârșit mango. Care sunt ca curcodușele, nimeni nu prea cumpără mango. Barcelona, portul de la Curuz, 167 de km, Barcelona 157. Mai avem ceva. Loc de benzină. Pan dulce para aquí, viajero, arequipe, bombón azucarado, relleno de arequipe. Arequipe, papá. Bombón azucarado. Barcelona.
Puerto de la Cruz. Am ajuns astăzi destinațiile din Puerto de la Cruz. Suntem lângă Barcelona, la 10 km de Barcelona. Puerto de la Cruz. Căutăm cazare, că nu avem cazare. Și să mâncăm ceva. Am fugit de ploaie și am ajuns la soare, la căldură. Churros. Adidas Palese. Peritos Podogue la modă. Planta. Wow, ce frumusețe de plantă. Pe faleză să mai scumpe 35-40 de dolari, între 30 și 40 de dolari, dar am găsit unul cu 15 și cu 20. Întreb la hotelul Perla cât este o cameră pentru o noapte pentru două persoane și întrebarea de baraj este: ambele persoane în aceeași cameră? Mare coadă la înghețată. Ciudad Bolívar. Sí. Euro se schimbă la 27 și dolar la 24,65. Și aici avem pastă de dinți, prezervative, periuță, tot ce ai nevoie la hotel. În final am găsit o cameră cu 15 dolari pe noapte, cu baie, fără apă caldă, bineînțeles. Fructe și legume. Jacofruit. Jacofruit, cocos, miere. Ce facem? Esență de vanilie specială pentru dulciuri. Paseo, faleza. Barcelona, dar nu din euro.
asta se numește? Portul la Cruz, de asta se numește, pentru că e portul crucii și o cruce mare în față. Până să găsim această cameră cu $15, am mai căutat, iar cea mai scumpă a fost, cât credeți, $55. Și mai era una la 30, care cea avea și apă inclusă, pentru că apa este foarte scumpă. Ne-am uitat acum la un magazin și e 50, care înseamnă $2, o sticlă de 1,5 litri, pentru că dacă apa e gratuită la chiuvete, apa este gratis, nu se plătește. E mare fiță să-ți cumpere apa. Dar noi nu avem de unde să o umplem de la chiuvetă. Iar apa se vinde la pahar, pentru cine e setat și nu și-a luat apa de acasă în sticluță, 2 bolivari. Mandaria te conectă. Net gratuit, să nu mai zică nimeni că nu sunt busuri, nu e net, nu e mâncare în Venezuela, ai de toate. Chiar și curățenie. Cu siguranță sunt locuri nasoale prin Venezuela, cine știe ce sătuce și cartiere, dar în general așa e destul de ok. Și comunismul aici este un comunism liber, adică se apropie puțin spre democrație, ai accesul la absolut tot ce vrei. Chiar și McDonald's am văzut în curs. McDonald's, Coca-Cola, tot ce vrei tu, produse din alte țări. Căutăm să mâncăm un pește. Ce este drept? Puiul, am văzut un pui cu $10 este. Shaorma la orice. Shaorma la orice colț, $5 o shaorma. Și perito, adică hotdog-ul. Hotdog-ul este cel mai ieftin, $1. Chiar am văzut 2 hotdogi cu $1. Pirato. Dă-te. Pardon. Da. Pardon. Pedro Campos. Sculptorul care a făcut din 84. Era. Ce colorat este acest loc. Ce arhitectură comunistă. Am găsit un loc unde se mănâncă pește. Un pește costă începând de la $12 până la $17. Uite pe aici să ne mâncă pește. Salariu pe un an în Venezuela. Hai mă, nu mai exagera, că nu sunt. Așa ceva. Știți că mai este o vrăjeală că în Venezuela se câștigă $3 pe lună. Dar să fim serioși, că cu $3 nu poți să ai o mașină așa sau una așa sau alte tipuri de mașini. Cu siguranță se câștigă și $3, dar în orice țară se poate câștiga $3-4 pe lună. Piano bar. Era Chevrolet. Chevelle. Wow, cum poate să arate. Hai la apus. Parcul Național Mocima. Și plaja. Puerto de la Cruz. Curată, n-ai ce să zici. Curată, da. Poți să faci o baie mică. Ar merge o baie. Ia,
Wow, ce bună e apa! Acești tineri celebrează finalul de clasă. O să încercăm să mergem pe o insulă mâine. Să vedem care. Se dă la pește. Am întrebat un pescar și pescuitul e gratuit, fără permis. E na, că l-a prins. Au ce să mănânce noaptea asta. 15 apa. Bolo, adică 15 bolivari. Este agua potabile. Agua potabile. Bunișoarele din Venezuela. Știu pe străzi.